an sunt însă și alte destinații interesante în afara litoralului. În județul Maramureș, de pildă, un lac cu totul deosebit fură privirile turiștilor veniți din toată lumea. Lacul Albastru este unic în întreaga Europa. Este atât de special încât acum are chiar sărbătoarea lui, care a fost marcată așa cum se cuvine, cu voie bună și mâncare din plin. La câțiva kilometri de micul oraș Baia Sprie, turiștii și localnicii găsesc un loc desprins parcă din povești. În ciuda numelui pe care îl are, lacul Albastru își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Acum, în pragul verii, nuanța smaraldului este cea dominantă. Am rămas fascinată de culoarea lui. Din câte am înțeles de la localnici, culoarea asta o are doar câteva zile pe an. Nu venea să cred că la noi în țară sunt peisaje atât de minunate. Nimeni nu are o explicație pentru schimbarea culorilor, dar un lucru este clar. Europa nu a mai văzut un astfel de lac. We're traveling around Europe. The color will change depends on the weather. Multe legende s-au construit însă în jurul minunii de la Baia Sprie. Unii localnici cred că acesta este atât de adânc încât ar avea legătură chiar cu Marea Neagră. Și pentru că este atât de deosebit, de ce să nu fie și celebrat? De ziua lacului Albastru, oamenii au petrecut așa cum au știut mai bine. Cu palincă și cu gulaș condimentate cu voie bună. Tot felul de legume, începând de la morcovi, pătunjel, gulie, țelină, carne de porc. Am stabilit ca în ultima sâmbătă din luna mai să facem ziua lacului Albastru, care este un important punct turistic. Oamenii din zonă spun că lacul, care are aproape un secol, s-a format după ce o veche galerie de mine s-a prăbușit. Cert este că de la an la an tot mai mulți turiști vin să-l admire.